Onorată asistență, bună ziua, stimați membri ai comisiei, dragi oaspeți și invitați, bine ați venit. Permiteți-mi să vă salut pe toți în Parlamentul Republicii Moldova, care găzduiește astăzi o prezentare a studiului, elaborarea analizei comparative a reglementărilor naționale prin prisma directivei UE 2019-1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Evenimentul este organizat de către Comisia Protecției Sociale, Sănătate și Familie, în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova. De la început, aș dori să menționez că colaborarea cu Fondul ONU pentru Populație face parte din colaborarea strategică. UNFPA-ul este prezent în Republica Moldova din 1995 și sprijină îmbunătățirea serviciilor de sănătate. Sănătate reproductivă, politici demografice pentru tineret, egalitate de gen și alte numeroase acțiuni. Activitățile oferă cadrul necesar dezvoltării și armonizării legislației și reglementărilor naționale în domeniu. Acțiunile prioritare sunt orientate spre integrarea în strategiile de dezvoltare a măsurilor de ameliorare a caracteristicilor capitalului uman și de adaptare la îmbătrânirea populației. Necesitatea de realizare coordonată a măsurilor pentru stabilizarea populației a fost dictată de evoluția indicatorilor statistici, ce continuă să semnalizeze o situație demografică nefavorabilă. Prezenți în calitate de organizatori și invitați, îi avem astăzi pe colegii noștri deputați, membrii Comisiei Protecției Sociale, Sănătate și Familie, dar și din alte comisii. De asemenea, o avem în calitate de organizator și oaspete pe excelența sa, Stella Avalon, ambasadoare Austriei în Republica Moldova, pe reprezentanta Fondului ONU pentru Populație, doamna Nighina Abazad, reprezentanții instituțiilor guvernamentale, a instituțiilor private. De asemenea, salutăm prezența Ministrului Muncii și Protecției Sociale, domnul Marcel Spătar, reprezentanții societăților civile, ai sindicatelor și patronatelor, precum și reprezentanți ai mass media. În contextul schimbărilor pe piața muncii și a situației demografice, legislația națională necesită a fi modernizată și adaptată continuu, inclusiv prin prisma modelelor internaționale și europene, pentru a răspunde atât solicitărilor angajatorilor, cât și cel al salariaților. Aceste modificări se referă la astfel de intervenții, scopul cărora constă în crearea condițiilor și oferirea suportului părinților în echilibrarea vieții de familie cu cea profesională, permițându-le astfel să aibă numărul de copii dorit. Apreciem efortul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și Agenției Austriece de Dezvoltare, focusat pe promovarea politicilor prietenoase familiei, iar urmarea prezentării analizei de astăzi, vom afla care sunt neconcordanțele legislației naționale în raport cu directiva UE 2019-1158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. Noua directivă a Uniunii Europene vine cu o abordare unitară în ceea ce privește echilibrarea vieții de familie cu cea profesională, asigurând simultan respectarea drepturilor angajaților și angajatorilor și oferind în același timp libertate statelor în reglementarea unor aspecte rezultate din dialogul dintre partenerii sociali. Chiar dacă directiva nu face parte din pachetul de reforme prevăzut de acordul de asociere dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană, acțiunea privind necesitatea transpunerii în legislația națională este inclusă în planul de activitate al Guvernului în contextul promovării politicilor prietenoase familiei pentru asigurarea bunăstării demografice. Adițional, sunt prevăzute un șir de alte acțiuni prioritare menite să îmbunătățească politicile familiale după cum urmează. Accelerarea tranziției femeilor de la concediul de îngrijire a copilului pe piața muncii, implicarea mai multor tați pentru mai mult timp în creșterea și îngrijirea copiilor, extinderea aranjamentelor de muncă pentru familiile cu copii și extinderea serviciilor alternative de îngrijire individuală a copiilor. Stimați colegi, agenda evenimentului nostru este planificată pe o durată de până la 2 ore. Prima sesiune presupune audierea prezentărilor, iar sesiunea a doua presupune discuții plenare, sesiune de întrebări și răspunsuri și, la urmă, vă invităm să participați la expoziția privind politicile prietenoase familiei la locul de muncă în Moldova. Cuvânt îi se oferă domnului ministru Marcel Spătar, Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Domnule ministru. Vă mulțumesc, bună dimineața. Mă bucur că această conferință întrunește foarte multă lume și oameni care au putere de decizie ca să îmbunătățească situația în Republica Moldova și sper ca în urma acestui eveniment și altor evenimente similare să găsim soluții practice pentru a responsabiliza angajatorii pe de o parte și pe de altă parte pentru a contribui din partea statului cu cofinanțări, cu instrumente concrete pentru ca noi să putem extinde serviciile de îngrijire a copiilor la locul de muncă și să reechilibrăm balanța de gen. Până la urmă, asta ne propunem cu toții împreună astăzi. Într-adevăr, bunăstarea familiilor depinde foarte mult de repartizarea rolurilor în familie și de un echilibru între responsabilitățile care revin femeilor și bărbaților, inclusiv în îngrijirea copiilor. Dacă este să analizăm datele statistice privind piața forței de muncă în Republica Moldova, vom observa că ea este, balanța este înclinată înspre bărbați. Din toți angajații care există astăzi în Republica Moldova, aproape 54% sunt bărbați și 46% sunt femei. Și dacă este să ne uităm pe fiecare categorie în parte, din toți bărbații, 45,6% sunt ocupați și din toate femeile doar 34,5% sunt ocupate. Deci, practic, între aceste două categorii, bărbați și femeile, există 10 puncte procentuale de decalaj în ceea ce privește rata de ocupare. De cele mai multe ori este vorba de femei care sunt casnice și care îndeplinesc rolurile specifice în gospodărie, de îngrijire a copiilor și alte sarcini domestice care le revin. Este important ca noi să avem politici ca să reechilibrăm această balanță pentru ca să susținem angajarea femeilor în câmpul muncii, iar pentru asta trebuie să avem și politici prietenoase pentru îngrijirea copiilor. Mai mult decât atât, în perioada COVID-19, în perioada pandemiei, în perioada restricțiilor, femeile au fost afectate disproporționat mai mult decât bărbații, pentru că ele au trebuit să îngrijească de copiii care n-au putut să meargă la școală. În perioada închiderii fizice a școlilor și existării procesului de învățământment în regim fizic și trecerea la învățământ online, datele privind trimestrul 2 al anului 2021 arată că în jur de 27% din totalul femeilor au fost afectate de reducerea activității, în comparație cu 20% în rândul bărbaților. Practic, pentru aceste femei și pentru acești bărbați s-au redus orele sau chiar au fost sistate contractele de muncă. În acest context, dezvoltarea unui sistem de îngrijire a copiilor, revizuirea sistemelor de concediu
de maternitate, de concediu de îngrijire a copiilor și de concediu parental, trebuie să aibă drept scop creșterea implicării bărbaților în îngrijirea copiilor sau reechilibrarea balanței, mai bine zis, pentru a stimula de asemenea participarea femeilor pe piața forței de muncă. Domnul Belăi a prezentat deja care sunt acțiunile prevăzute în planul de acțiune a Guvernului pentru următoarea perioadă. Deja unele măsuri au fost implementate, de exemplu, introducerea concediului paternal de 14 zile, extinderea serviciilor de creșă prin finanțarea directă din bugetul de stat, dar încă e insuficient, bineînțeles, reformarea concediului de îngrijire a copilului pentru ca acesta să fie mai scurt, mai bine plătit, cu implicarea mult mai semnificativă a taților. Bine, aceste politici care am zis că au fost implementate îmi sunt comunicate de colegii din minister, dar eu îmi dau foarte bine seama că noi avem încă foarte mult de lucru în acest sens și am pornit pe intern procesul de revizuire a cadrului legal pentru facilitarea creării serviciilor alternative de îngrijire a copilului la locul de muncă, pentru ca angajatorii să poată crea astfel de spații pentru copii, nu numai în cadrul proiectelor, dar într-un regim normal, și iar pentru asta trebuie să revedem și probabil să flexibilizăm standardele, care sunt astăzi destul de rigide și care nu permit extinderea acestor servicii. Mai mult decât atât, pentru următoarea perioadă care se anunță dificilă din punct de vedere pandemic, Guvernul a implementat deja prin Parlament un șir de modificări la Codul Muncii, dar acum, chiar săptămâna aceasta, suntem în faza de definitivare a mecanismelor de subvenționare a zilelor libere pentru părinții care vor avea permisiune de la angajator să stea acasă cu copiii. În acest sens, va exista un formular online în care angajatorii vor depune o cerere și zilele respective vor fi subvenționate de către guvern. Pentru angajatorii ai căror copii, pentru salariații ai căror copii studiază online. Da. Pentru asta, noi săptămâna viitoare vom aproba mecanismul și astăzi vom trimite la consultare. Astăzi este ziua în care am primit varianta finală și astăzi vom trimite la consultare și pentru patronate, și pentru mediul de afaceri, și pentru sindicate. Da, cred că aveți o săptămână ca să vă expuneți, poate un pic mai puțin, dar important este că este un mecanism prin care se vor subvenționa aceste zile. Până la urmă, oricum zilele se oferă cu acordul angajatorului. Da? Și sperăm că acest mecanism va stimula angajatorii ca ei să ofere aceste zile libere părinților. Asta este în ceea ce privește actualitatea. De asemenea, un alt eveniment major care s-a produs în ultimile luni este ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru combaterea violenței în bază de gen, violenței împotriva femeilor, violenței domestice, și în acest sens trebuie revăzut și cadrul normativ pentru a preveni nu doar violența domestică, dar și hărțuirea la locul de muncă și violența împotriva femeilor la locul de muncă. Pentru a putea dezvolta politici prietenoase familiei, pentru prima dată în Republica Moldova, cu suportul UNFPA, a fost realizat recent studiul Generații și Gen, care încă nu este publicat, dar datele căruia sunt deja disponibile și ele servesc deja la elaborarea de politici publice. Noi sperăm ca aceste date să fie disponibile și la nivelul Serviciului Politici Demografice din cadrul Ministerului și aici vom solicita ajutorul și susținerea UNFPA de a ne pune la dispoziție aceste date, efectiv date și brute, ca noi să putem face analize pe acest studiu. Eu știu că acest studiu va fi unul care se va reitera, deci este un studiu dinamic în timp și sperăm să devină un instrument important pentru politicile demografice. De asemenea, în planul de acțiuni al Guvernului pentru 2021-2022 au fost incluse mai multe activități, realizarea cărora
va ajuta, sperăm noi, în îmbinarea mai reușită a sarcinilor de serviciu cu responsabilitățile de familie, inclusiv acțiunile de transpunere a Directivei 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și elaborarea și aprobarea cadrului normativ pentru crearea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor, pe care eu deja l-am menționat. Încă o idee pe care vreau să vă comunic. În ultimele două săptămâni, de fapt o săptămână și jumătate, am făcut două vizite de studiu. Eu eram obișnuit cu vizitele de studiu înainte de a veni la minister. Două vizite de lucru, bineînțeles, în Italia și România, unde m-am întâlnit cu reprezentanții ministerelor și unde am discutat despre lucrătorii migranți. Și deși în Republica Moldova, așa cum v-am prezentat, forța de muncă este puternic masculinizată, în Italia forța de muncă a diasporei moldovenești este puternic feminizată, pentru că avem foarte mulți lucrători domestici, îngrijitoare, badante, cum zic italienii, și statutul acestor doamne este de multe ori incert, ele nu beneficiază de protecție socială la nivelul pe care l-ar merita, sunt supuse uneori abuzurilor și nu pot să-și apere drepturile. De aceea, noi vom solicita de la guvernul italian să deschidem negocieri pentru regularizarea situației sau pentru îmbunătățirea situației acestor lucrători migranți. Deci, până la urmă, noi suntem responsabili de cetățenii noștri și dincolo de granițele țării și vom implementa astfel de acorduri și cu Italia și cu România. De asta am mers, ca să deschidem negocierile pe acest subiect. În fine, folosindu-mă de această ocazie, aș dori să exprim sincere mulțumiri din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Austriece pentru Dezvoltare, Fondului ONU pentru Populație și Camerei de Comerț și Industrie pentru finanțarea și implementarea proiectului Mai multe oportunități, politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Moldova și, nu în ultimul rând, să îmi exprim gratitudinea pentru companiile care au acceptat să ofere angajaților cu copii oportunități reale de a combina munca cu viața de familie, ceea ce este un principiu foarte important pentru reducerea decalajului între femei și bărbați și integrarea femeilor mai plenar în câmpul muncii. Eu vă mulțumesc și sper să avem soluții, așa cum am zis la început, în urma acestui seminar de astăzi. Domnule ministru, vă mulțumim mult. Iar acum, cu un cuvânt de salut, vine doamna Nighina Abazada, reprezentantă rezidentă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova. Rog. Vă mulțumesc mult și să aveți toți o bună dimineață. Stimat vicepreședinte al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, domnul Adrian Bielei, domn ministru Marcel Spătari, excelență, dumneavoastră ambasador, stimați oaspeți care sunt conectați online cu noi, domnul Thomas Utic și Eva Maria Holtz de la Consiliul Național Austriac din cadrul Parlamentului Austriac, mulți stimați reprezentanți și reprezentante ai sectorului privat. În numele Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, UNFPA, sunt încântată, sunt onorată să vă salut la acest eveniment care pune în evidență necesitatea și importanța familiilor sensibile, familiilor sensibile la gen și îmbunătățirea echilibrului între viața privată și de lucru. Știm că cuplurile de Moldova vor să aibă 2-3 copii, dar nu pot atinge această fertilitate dorită din cauza barierelor care le sunt impuse în mediu și sunt restricționați prin normele de gen. Stereotipurile de gen deseori descurajează bărbații de la implicarea în activitățile de gospodărie și îngrijire, dar îngrijirea de copii, de persoane vârstnice sau de persoane cu dizabilități și asta până rezultat a devenit o povară semnificativă pe umerii femeilor. La nivel de politici, de asemenea, există insuficiente prevederi. După cum a scos în evidență domnul ministru și colegii de la Parlament,
Și asta ar putea lua forma unor regimuri mai flexibile sau tipuri extinse sau alte tipuri de concedii parentale sau de alt tip, care ar putea fi lăsate la discreția angajatorilor. De asemenea, pandemia COVID-19 a scos sau a adus în vârful listei problemele legate de echilibru între viața privată și cea de lucru, pentru că cei care trebuie să aibă grijă, și asta provoacă și angajatorii și autoritățile ca niciodată. Asta înseamnă că multe femei nu pot să-și îndeplinească potențialul de carieră. Ele trebuie să aleagă. Și acele alegeri sunt tare restricționate. De aceea noi am creat o echipă cu ministerul, cu guvernul austriac, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, reprezentanții sectorului privat, pentru a crea niște soluții pilot care ar putea fi implementate la această etapă, după care să fie implementate pe scară largă. Așadar, apelul nostru este de a implementa politici familiale sensibile la gen, care, astfel încât femeile și bărbații să poată beneficia și să aibă alegeri libere în acest sens. De asemenea, aș vrea să subliniez că în regiunea UE astfel de politici sunt deja implementate de decenii și au trecut prin acest lucru, au testat multe modele din care tot au vrut să învețe și avem colegii noi ca să împărtășească ideile astea cu noi. De aceea am efectuat această analiză în comparație cu directiva europeană ca să vedem ce poate fi făcut în acest sens. Cred că este important să avem sprijin partea guvernului, parlamentului și percepem sectorul privat ca parteneri egali în acest proces. De aceea cred că este crucial ca cele 5 companii private, care sunt destul de mari în Moldova și care au un număr mare de angajați, merg împreună cu noi pe această cale și, de fapt, creează o echipă împreună pentru a depune acest efort. Și, în fine, în afară de ședința de astăzi, noi aducem exemple, împărtășim exemple din multe companii din lume, prin diferite webinare online. Am avut o serie de astfel de evenimente. Am adus exemplu de la Volvo Cars, de la Philips, de la L'Oreal și multe alte companii care deja aplică în practică astfel de practici integrate în companiile lor. Noi vom continua acest schimb de experiență și practici cu companiile moldovenești de asemenea. Mulțumesc mult tuturor care participă astăzi și, după cum am spus, doresc tuturor o discuție productivă astăzi și, încă o dată, vă mulțumim pentru curaj, vă mulțumim pentru participare la promovarea acestor subiecte pe agenda publică. Abazada, vă mulțumim mult și acum ofer cuvântul excelenței sale Stella Avalon, ambasadoarea Austriei în Republica Moldova. Bună ziua, dear deputy. Bună ziua, mulțumim, vicepreședintea Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, mulțumim, ministru Spătar, doamnă Nighina Bazada. Sunt și eu bucuroasă să vă salut aici colegi de la Comisia Europeană și domnul Sutic, membru al cabinetului Comisiei Europene, vicepreședinte pentru democrație și demografie, și un bun venit special pentru doamna Eva Maria Holzleitner. Ea este nouă președintă a Comisiei Egalitate în Parlamentul Austriac, în Consiliul Național Austriac. Spun bun venit și reprezentanților sectorului privat aici, dar și tuturor colegilor și oaspeților. Austria este unul din campionii în egalitate de gen. Acesta este un principiu incorporat în sistemele noastre oficiale, precum și în programele pe care le implementăm aici, în Republica Moldova. Ieri a fost ziua noastră și de aceea e o plăcere specială pentru mine că organizăm acest eveniment și sărbătorim ziua noastră națională aici, în Parlament, cu o discuție la acest subiect atât de important ca politicile familiale sensibile la gen. Noi suntem un partener cheie al UNFPA în Moldova, precum și la nivel regional, și lucrăm împreună pentru a extinde alegerile femeilor și bărbaților în atingerea echilibrului între viața profesională și cea de familie.
Noi avem un proiect regional comun care se numește extinderea alegerilor politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat în Balcanii de Vest și Moldova, care este implementat de UNFPA și sprijinit de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare. Și noi, prin acest proiect, încercăm să extindem alegerile femeilor ca ele să pot să trăiască mai bine conform aspirațiilor de familie și fertilitate. În acest context, UNFPA, cu sprijinul Austriei, face parteneriate cu sectorul privat, cu guvernul, pentru a promova politici familiale sensibile la gen în Moldova, în Kosovo și în Albania. Acest program contribuie și la o strategie importantă regională pe care Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare a elaborat, adică strategia pentru regiunea Dunării și Balcanilor de Vest, care se axează pe două domenii prioritare, și anume economia și economia, dezvoltarea, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea instituțională pe altă parte. Astăzi, acest eveniment e important pentru noi, pentru a propune îmbunătățiri cu privire la politicile familiale de nivel național. Apreciez foarte mult faptul că avem posibilitatea de a vă prezenta acest studiu comparativ care a fost desfășurat în cadrul programului extinderea alegerilor, opțiunilor, și care încearcă să evalueze nivelul de conformitate sau de aliniere a legislației naționale, în special în ceea ce privește politicile în muncă, cu prevederile directivei UE care a fost menționată anterior, pentru a face recomandări spre ajustare, și astfel încercăm să asigurăm respectarea drepturilor femeilor și bărbaților la reconcilierea vieții de lucru și a de familie. Austria este un partener puternic în egalitate de gen și noi vom continua parteneriatul nostru foarte cu UNFPA pentru a asigura faptul că femeile, bărbații, copiii beneficiază de inițiative și politici familiale oferite de guverne și companii din sectorul privat. Astfel, sperăm că aceste femei, acești bărbați și copii vor beneficia de politicile naționale sensibile la gen care vor fi promovate de guvernele naționale. În fine, aș vrea să mai fac câteva remarci. Sunt foarte bucuroasă că putem avea această ședință aici pentru a consolida legăturile dintre Parlamentul Austriac și Parlamentul Republicii Moldova. A fost o plăcere enormă să-l întâlnim pe domnul Adrian Bielei în funcția dumnealui de șef al grupul de prietenie între Parlamentul Moldovean și Austriac în timpul vizitei doamnei președinte Maia Sandu. Aș vrea să felicit Moldova, Parlamentul, Ministerul, cu ocazia ratificării Convenției de la Istanbul la începutul lunii octombrie, și aș vrea să laud Parlamentul Moldovei pentru o rată mare de femei deputate în Moldova. Cred că aveți aproape 40% din partea Austriei. Pot propune ca să lucrăm mai îndeaproape în domeniul integrării dimensiunii de gen și bugetării sensibile la gen în Parlament. Conducătorii departamentul nostru parlamentar pentru buget va fi bucuroși fie să delege experți austriaci în Chișinău, sau că noi să primim parlamentari și experți de la Chișinău în Parlamentul nostru austriac. Și deja am discutat cu doamna Nighina Bazada de la UNFPA, dar și cu colegii noștri de la PNUD, ca poate să elaborăm noi aici o abordare comună. Aștept cu nerăbdare să văd cum evoluează această cooperare și aștept cu nerăbdare aceste discuții de astăzi. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, Excelență. Acum, stimați colegi, trecem la prima sesiune, unde vom audia colegii noștri din Comisia Europeană despre perspectiva Uniunii Europene asupra legislației privind concilierea vieții profesionale cu cea personală. Ne va raporta domnul Toma Sutic, membru al cabinetului vicepreședintei Comisiei Europene pentru Democrație și Demografie, și doamna Eva Maria Holzleitner,
președinta Comisiei pentru Egalitate al Consiliului Național, Parlamentul Austriei. Bună dimineața! Pot începe? Bună ziua din Bruxelles! Este o plăcere să particip astăzi la evenimentul dumneavoastră și să vă povestesc despre perspectiva UE privind echilibrul dintre viața personală profesională. Sunt foarte bucuros să vă vorbesc în calitate de membru al cabinetului vicepreședintelui pentru Comisia Europeană, care este responsabil de democrație și demografie. Puteți vedea că acest comitet dă importanță mare demografiei și a oferit un semnal foarte clar numind un vicepreședinte responsabil și de problemele familiale și echilibrul dintre viața personală profesională. Europa, după cum cunoașteți, este casa pentru societățile cele mai egale din lume. Avem standarde înalte pentru condițiile de lucru și avem un sistem de protecție socială amplu. Cunoașteți că situația dificilă din punct de vedere economic este un factor important care creează stres în familiile noastre și știm că este important de a interveni la etape incipiente în cea mai bună modalitate. Pentru a menține familiile din Europa în situație economică bună, susținem crearea locurilor de muncă. Avem multe programe pentru a ajuta și pentru a asigura crearea locurilor de muncă și principiile fundamentale ale UE în acest domeniu este pilonul UE pentru drepturile sociale, introdus în 2017. Avem mai multe principii principale. Principiul numărul 9, echilibrul dintre viața profesională personală, alt principiu egalitatea de gen, alt principiu privind îngrijirea copiilor și suportul pentru copii. Când vorbim despre echilibrul dintre viața personală profesională, acesta este o temă de bază principală introdusă în așa fel încât noi am formulat-o în principiul pentru drepturile sociale, care prevede că părinții, persoanele care au responsabilități de îngrijire a copilului, au dreptul de a avea concediu corespunzător, au dreptul la proceduri de lucru flexibile și acces la servicii de îngrijire. Mai spunem că femeile și bărbații trebuie să aibă acces egal la aceste concedii de absență și să poată să-și îndeplinească responsabilitățile de îngrijire de așa manieră încât asigură acest echilibru. De asemenea, a fost introdus, incorporată în pilonul european drepturile sociale pentru 2017 și a fost repetat în 2021, în luna mai, la summitul social din Porto, pe care l-am legat de recuperarea economică durabilă puternică. Putem asigura recuperarea inclusivă puternică doar dacă avem asigurat că bărbații și femeile noastre au dreptul la concediu adecvat și la ore de lucru flexibile. Acestea asigură implementarea directivei UE pentru echilibrul viață personală profesională, adoptată în 2019 și transpusă în 2021, luna august. Această directivă privind echilibrul de viață personală profesională asigură ca bărbații și femeile să beneficieze de acces direct și de elemente de echilibru, să aibă utilizare echilibrată și acces egal la procedurile de concediu și ore flexibile. Considerăm că este foarte important să asigurăm echilibrarea responsabilităților de îngrijire a copiilor și profesionale ca țintă. Ne-am dorit să avem 78% din populație, 70-80% din populație angajată în câmpul muncii și pentru a asigura aceasta reducem acest decalaj dintre angajarea bărbaților și femeilor în câmpul muncii. De aceea acest decalaj este 14.1% și vrem să o înjumătățim, să o reducem cu jumătate pentru a asigura o rată mai mare de angajabilitate în câmpul muncii a bărbaților și femeilor. De aceea,
echilibrul dintre viața personală profesională este atât de important de realizat. În mod concret, oferă dreptul fiecărui părinte 4 luni de concediu parental formal și există o noțiune de concediu paternal de 10 zile de lucru și există proceduri sau ore de lucru flexibile. Suplimentar, oferim ceva nou, 5 zile de lucru pe an pentru a îngriji rudele. Înțelegem și această, deci este în societate UE, există multe motive pentru subreprezentarea a femeilor în piața muncii, precum am fost menționat deja, există o partajare inegală a responsabilităților familiale. Femeile se implică mai mult în lucru casnic neplătit, neremunerat, ca timp și probabil este din cauza că acestea, femeile, își asumă majoritatea responsabilităților pentru îngrijirea copiilor, pentru familie, pentru gospodărie și este important ca noi să lucrăm în mod activ în calitate de reglementatori. Legiuitori. Încercăm să facem aceasta deja în 2010, când am introdus directiva concediului parental, dar nu a garantat o plată a alocației pe durata concediului paternal. De aceea este important să asigurăm ca statul să plătească și o alocație pe durata concediului paternal, deoarece mulți părinți nu au solicitat acest concediu, deoarece lipsea această alocație de care ar putea beneficia. Acum lucrurile s-au schimbat, am propus introducerea alocației menționate. Dacă ne uităm la motivul pentru care bărbații beneficiază mai puțin de concediu, solicită mai puțin concediul paternal, nu e din cauza plății, dar din cauza că nu este transferabil această durată de concediu și nu este flexibil. Aceste aspecte trebuie considerate atunci când elaborăm astfel de politici. Noi considerăm și credem că includerea sau asigurarea unui concediu paternal mai prominent este o consecință pozitivă și asupra angajabilității femeilor în câmpul muncii, ceea ce este important, dar la fel va aborda, soluționa stereotipul că femeile sunt singurul părinte care este absent de la lucru odată cu nașterea copilului. Lucrăm împreună cu statele membre pentru a implementa directiva privind echilibrul dintre viața personală profesională, dar avem și alte inițiative, de exemplu ESF Plus, care susține acest echilibru pe bază de gen, participarea femeilor bărbaților pe piața muncii prin oferirea accesului la îngrijire pentru toate persoanele. Susținem aceste inițiative cu responsabilități de îngrijire a copiilor pentru reintegrarea și bărbaților și femeilor pe piața muncii și încercăm să rezolvăm aceasta prin inițiativa ESF Plus, să eliminăm anumite stereotipe de gen. Este un program Erasmus Plus, și Moldova este parte a programului care susține instruirea prietenoasă pentru îngrijitori de copii, care oferă asistență organizațiilor pentru a realiza activități de mobilizare pentru participanții cu aceste oportunități. Există și grupul de solidaritate UE care soluționează alte probleme. În concluzie, aș dori la final să vă comunic la finele acestei intervenții din Bruxelles necesitatea de a lucra pe echilibrarea vieții profesionale, personale împreună, ca societate. Suntem parteneri sociali, confederațiile angajatorilor, patronatele, instituțiile educaționale, toate autoritățile locale, naționale, europene, să lucrăm împreună pentru a crea o societate care ar putea beneficia de incluziunea tuturor cetățenilor noștri în procese productive și pentru a găsi cele mai optime soluții care dau rezultate, care contribuie reușit pentru familii, mame, tați și agenți economici și acest schimb pe care îl faceți astăzi în Moldova, cu siguranță este un pas înainte în direcția corectă și aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați inclus în comisia noastră, comitetul nostru în acest proces și vă dorim succes pentru discuția de astăzi. Mulțumesc!
Domnule Sutic, vă mulțumim mult pentru această prezentare. Mă bucur că și Republica Moldova este în trend și cu un plan de acțiuni care să ajusteze cadrul legal la prevederile directivei Uniunii Europene. Acum vreau să îi ofer cuvântul și doamnei Eva Maria Holzleitner, președinta Comisiei pentru Egalitate al Consiliului Național din Parlamentul Austriei. Bună dimineața, vă mulțumim pentru că m-ați invitat la evenimentul dumneavoastră. Mă numesc Eva Maria Holzleitner și am menționat că sunt președintele Comitetului pentru Egalitatea de Gen în Parlamentul Austriei și îmbinarea, echilibrarea vieții profesionale, personale necesită câteva măsuri. În Austria, noi, de asemenea, nu avem sistemul perfect, dar ne îmbunătățim. În anii 60-70 în Austria, modelul în care bărbatul era câștigătorul principal de venituri în familie s-a schimbat de atunci. Femeile din ce în ce mai mult vor să devină independente și să acceseze piața de muncă. În 2020 avem rată de angajare a femeilor de 68% procente în câmpul muncii. De fapt, acesta nu a fost singurul motiv pentru faptul că femeile au participat la crearea serviciilor dorindu-și independență, dar aceasta s-a datorat crizei de dezechilibru dintre viața personală, familială și profesională. Aceasta trebuie să fie schimbat, anume rolul bărbatului de persoană care câștigă în familie. Și pentru asigurarea echilibrului, multe femei sunt angajate doar parțial, cu normă parțială, sau au nevoie de cineva care se ajute acasă. Aceasta a dus la un pericol sărăcia femeilor, deoarece femeile au un salariu foarte mic și se pensionează cu pensii mici. Avem soluții diverse, implicând mai multe părți. Trebuie să încurajăm mai multe femei să lucreze cu normă plină pentru și asigura independența. Este dificil pentru a îmbina independența cu alegerea de a avea un contract de muncă parțial sau cu o normă plină. De aceea trebuie să venim cu soluții pentru a asigura acest echilibru, pentru a le oferi servicii de îngrijire a copiilor. Pe de o parte, ele trebuie să-și decidă cariera, să se integreze piața de muncă. În același timp, trebuie să avem servicii alternative de a îngriji copiii. De aceea, femeile nu trebuie să fie trimise acasă să-și facă munca acasă, dar mai înseamnă că bărbații trebuie să-și asume responsabilitatea și ei atunci când vorbim despre îngrijirea copiilor. Începând cu 2017, avem așa numitul bonus pentru timpul petrecut în familie pentru bărbați. Este un suport financiar pentru tați atunci când ei participă în îngrijirea, educarea copiilor lor. Există diverse, câteva tipuri de aceste bonusuri, sporuri, de exemplu, este o scutire de care beneficiază după nașterea copilului. Dacă persoana este autoangajată, puteți solicita acest spor, acest bonus de la autorități. Este un pas pentru a antrena tot mai mulți bărbați tați în viața familială și să-și asume responsabilități mai multe pentru îngrijirea copilor. Bărbații au dreptul de a lua concediul paternal, dar atunci când îți iei acest concediu, plata sau alocația este o problemă, mărimea acestea este o problemă în Austria, deoarece majoritatea femeilor, atunci când își iau concediul de îngrijire a copiilor, deci beneficiază de alocații mai mari sau indemnizații mai mari. Chiar dacă lucrează normă plină înainte de nașterea copilului, deci ei pot ulterior să revină pe piața muncii cu normă parțială. Și aceasta este o problemă în continuare în Austria. Deci avem nevoie de mai mulți bărbați să-și ia concediul paternal, să folosească aceste oportunități, cum ar fi sporul sau bonusul pentru concediul paternal, dar avem nevoie și de grădinițe care crește, care să susțină familiile în asigurarea acestui echilibru de viață personală, profesională. Lucrăm pe crearea soluțiilor pentru
joburi tipice, adică să aveți niște facilități pentru îngrijirea copilului și părinții să poată lucra sau seara sau în weekend. Avem un decalaj între situația din zona rurală și cea urbană în ceea ce privește aceste disponibilitatea creșilor, grădinițelor pentru copii. Dar aceste îmbunătățiri sunt lente în continuare. Existența acestor facilități sunt finanțate de statul federal. Aceasta a stârnit discuții enorme în rândul politicienilor din Austria. Pentru a elimina stereotipurile, trebuie să învățăm copiii că și bărbații pot găti și femeile pot conduce companii. Recent am adoptat o propunere legislativă în Parlament ca toate manualele școlare să fie verificate pentru a vedea existența materialelor care promovează aceste stereotipuri de gen. Acesta este important pentru o societate modernă, bazată pe egalitate, pentru a începe să predăm copiilor că aceste reguli, așa numite reguli pentru fiecare gen, nu sunt bătute în cui. Câțiva ani în urmă, bugetarea bazată pe gen a fost ancorată în Constituția noastră. Ne-am asumat angajamentul de a asigura egalitatea între bărbați și femei prin echilibrarea bugetului fiecărei gospodării. Politicile din Austria s-au modificat în ultimele decenii, dar progresul este încă lent. Avem multe de făcut pentru a asigura o egalitate mai mare a echilibrului de viață personală, profesională. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru invitație. Vă doresc succes și salutări încă o dată de la colegii din Austria. Doamnă Holzleitner, vă mulțumim mult. Din propria experiență spun că sunt inițiative extrem de utile și sper să fie transpuse cât mai repede și în Republica Moldova, cu adaptările de rigoare. Acum, următoarea raportoare în cadrul evenimentului nostru este doamna Anastasia Oșeretnăi, consultantă națională a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, care ne va prezenta analiza comparativă a reglementărilor naționale prin prisma Directivei Uniunii Europene 2019-158, privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. Doamna Ciretnăi, îi poftim. Da? Bună. Dear Deputy Chair of the Committee, dear Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm very pleased to present today and comparative analysis we have worked on with our UNFPA colleagues and our colleagues from the Ministry of Labor and Social Protection of Moldova, that is to reflect to what extent the Moldovan laws is compliant, is aligned to the new EU directive on assuring the work-life balance. Lately, they have been discussing a lot about the challenges in assuring, in balancing work-life and there is an interest from policy developers, researchers, and employers to make available for the employees as friendly working conditions as possible. As mentioned, in Moldova, there are certain problems in assuring the work-life balance. The generation and gender study confirms that there are difficulties in work-life balancing, through which we are experiencing some technical issues in assuring that the slides are ongoing on the screen. We need to wait a bit. As I mentioned, the gender and generation study is confirming the fact that Moldovan women are more often
involved in child care related tasks. And at the same time, this study highlights the fact that women are influenced in their professional life by the fact that they are fully engaged in family life, child rearing, and because of they are very tired. We have this balance on the labor market. The number of women with children are less present in the labor market than men, and it really reveals the need to rethink the family policies in Moldova, so that we can assure, provide equal opportunities, chances to men and women to participate in the labor market and to participate in upbringing and raising children. International studies reveal that implementation of family-friendly policies, gender-sensitive policies have a wide range of benefits individually at the family level, the level of the business environment and social level, and the implementation of such measures is important to consider the range of benefits that is available. Most importantly, at the individual level, is that implementation of such policies contributes to the increase and to a better means integration in the labor market and to provision of opportunities and the right to choose the moment of a childbirth. At the family life, the most important advantage is improvement of partnership relationships in a family, assuring a beautiful relationship in a family. At the same time, studies show that children are healthier and happier in that if they are in the families where both the mother and father engage in child caring. An important aspect to be mentioned is the benefits for the business environment. The data available from different studies conducted internationally show that employers have only to gain from implementation of such measures and mechanisms that are friendly to families by creating attractive working environment at the workplace, increasing the productivity of such people, and a drop in the costs generated by the sick leaves requested by employees. At the social level, the benefits are multiple, of course. Most importantly, we have an increase in the participation in the labor market of women, women with children, and at the same time, we have benefits for demographic trends. Moldova, while it has a demographic decline, requires to rethink the family policies so that assure the welfare, demographic welfare of our population. The need for support parent support family policies and for family members with the family. De Convenția Organizației Internaționale a Muncii 156 privind lucrătorii cu responsabilități familiale, Republica Moldova nu a ratificat această convenție, dar în contextul în care vorbim despre transpunerea directivei Uniunii Europene, ar fi relevant poate inclusiv de analizat oportunitatea ratificării acestei convenții de către Republica Moldova. Totodată, prin pilonul european al drepturilor sociale, s-a stabilit dreptul părinților și a persoanelor cu responsabilități familiale și de îngrijire a membrilor familiei la măsuri prietenoase familiei. Și în rezultatul adoptării pilonului european al drepturilor sociale, în iulie 2019, așa cum au menționat și antevorbitorii mei, a fost adoptată Directiva Uniunii Europene 1158, care vine cu un nou cadru de politici la nivelul Uniunii Europene și, va permite ca la nivelul țărilor Uniunii Europene să se aplice măsuri uniforme, măsuri prietenoase familiei și inclusiv angajaților cu responsabilități casnice. Scopul analizei pe care o voi prezenta astăzi este anume de a vedea în ce măsură legislația națională este conformă la noile prevederi ale Directivei Uniunii Europene și să înaintăm anumite recomandări pentru ajustarea cadrului normativ național,
astfel încât să se asigure acces egal femeilor și bărbaților la măsuri de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională. Chiar dacă directiva respectivă este una nouă, ea nu este inclusă în pachetul ce ține de reformele prevăzute în acordul de asociere, totuși considerăm că transpunerea acestei directive va contribui doar la îmbunătățirea situației în Republica Moldova și va reprezenta un pas înspre democratizarea și modernizarea politicilor din Republica Moldova. La fel, ne bucurăm că această directivă este inclusă și în planul de acțiuni al Guvernului pentru perioada următoare și sperăm foarte mult ca în viitorul foarte apropiat să asistăm și la discuțiile a proiectelor de acte normative care vin sau subsidiare la directiva respectivă. Spuneam anterior și antevorbitorii mei au menționat despre anumite aspecte ale directivei. Directiva intervine pe 4 domenii mari, și anume vorbim despre concediu de paternitate, concediu pentru creșterea copilului, concediu de îngrijitor și aranjamentele flexibile de muncă, asupra cărora voi încerca să scot în evidență aspectele care necesită încă a fi îmbunătățite în Republica Moldova prin prisma noilor prevederi. Cu referire la concediul de paternitate, vreau să menționez că Republica Moldova are înregistrați pași mari în a asigura accesul la un așa tip de concediu. Directiva menționează dreptul taților de a beneficia de un concediu de paternitate de 10 zile lucrătoare, fapt care inclusiv în Republica Moldova este stipulat în Codul Muncii, în care tații pot să beneficieze de un concediu cu durata de 14 zile în primele 56 de zile de la nașterea copilului, în baza unei cereri scrise. De asemenea, directiva stabilește necondiționarea dreptului la concediu de paternitate în funcție de perioada de muncă sau vechimea de muncă, statutul civil sau statutul familial, și la fel stabilește posibilitatea de a fi acordat acest concediu în formule flexibile. În Republica Moldova menționam că există anumite prevederi în legătură cu concediul de paternitate. Ceea ce lipsește sau ceea ce ar trebui de analizat și de prevăzut în legislația națională este acordarea în formule flexibile a acestui concediu de paternitate. Aici aș menționa exemplul Lituaniei, care are 4 săptămâni de concediu de paternitate și la fel vorbim despre faptul că în prezent în țările Uniunii Europene, urmare acestei directive, sunt implementate o serie de reforme care să ajusteze la prevederile date. S-ar putea ca peste 2 ani de zile să asistăm la un nou val de schimbări în cadrul de politici la nivel european, anume reieșind din prevederile directivei. În ceea ce privește remunerarea în perioada concediului de paternitate, directiva stabilește cerințe pentru determinarea cuantumului indemnizației, care să asigure cel puțin venitul ratat de către tată în cazul întreruperii activităților sale din motive legate de starea de sănătate, în limita unui plafon stabilit în dreptul intern. În același timp, directiva stabilește posibilitatea condiționării dreptului la indemnizație de perioade anterioare de muncă, dar stabilește clar că durata maximă este de 6 luni anterioară datei nașterii copilului. În legislația națională, la fel, se stabilește faptul că mărimea acestei indemnizații nu poate fi mai mică decât venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și această indemnizație este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat. Totuși, în cazul Republicii Moldova, asistăm la o condiționare a dreptului la indemnizația paternală, stabilită prin hotărârea 1245 din 2016. Avem două condiționalități, este vorba despre stadiul de cotizare, de cel puțin 3 luni sau de cel puțin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei nașterii copilului și realizarea unui venit asigurat în ultimele 3 luni premergătoare lunii nașterii copilului.
În analizele pe care le-am efectuat, s-a evidențiat totuși o abordare discriminatorie în raport cu bărbații, comparativ cu femeile aflate în concediu de maternitate. Și în acest context venim cu propunerea ca să se stabilească dreptul taților salariați la o indemnizație. But the right of the paternal they should have a fair, non-discriminating attitude towards men. Such principles are applied in some European countries, such as the Czech Republic and Denmark, that apply the same non-discriminating mechanisms towards men and women. Aș vrea să menționez că în scopul sporirii protecției împotriva concedierii taților aflați în concediu paternal, directiva stabilește importanța măsurilor preventive necesare în vederea interzicerii concedierii acestora. Legislația națională, în special vorbind despre Codul Muncii, nu conține astfel de prevederi și, în acest context, ar fi bine de inclus pe lângă toate celelalte concedii în care se interzice concedierea, să se includă și concediul inclusiv de paternitate. O altă dimensiune la care se referă directiva este concediul pentru creșterea copiilor. Și aș vrea să menționez că studiile care au fost efectuate relevă importanța acestui tip de concediu, mai ales în primii 3 ani de viață a copilului, pentru a asigura bunăstarea copilului. În Republica Moldova, din păcate, asistăm la un număr mic, am spune, de tați care își iau concediu din grijirea copilului. Spre exemplu, ultimele date ale Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru anul 2019 arătau că în jur de 15% din toți beneficiarii, din persoanele asigurate care beneficiau de indemnizații pentru creșterea copilului până la 3 ani, erau tăticii. La nivelul Uniunii Europene, asistăm la aproximativ, sau cota tăticilor era în jur de 10%. Totuși, considerăm că este nevoie de a interveni cu măsuri proactive, astfel încât tăticii să poată să beneficieze, să poată să ia într-o pondere mai mare a acestui concediu, astfel încât participând plenar în viața copilașului. Directiva stabilește că dreptul angajaților, salariaților, la un concediu pentru creșterea copilului cu o durată totală de 4 luni până la împlinirea copilului a vârstei de 8 ani. Totuși, directiva spune că țările pot să-și ajusteze vârsta până la care pot părinții să beneficieze de concediu de creștere a copilului. La fel, o normă stabilită în directivă este partajarea sau transferarea a 2 luni din cele 4 partenerului, astfel încât să se asigure implicarea ambelor parteneri în creșterea și educarea copiilor. Un astfel de model, vreau să vă menționez, că este aplicat în Croația. Din cele 4 luni, 2 luni sunt transferate celuilalt părinte. Legislația națională prevede, desigur, că astfel de tipuri de concediu, concediu de creștere a copilului, la fel stabilește dreptul la un concediu parțial plătit, care poate fi folosit integral sau parțial, inclusiv de unul dintre bunici sau rude. În acest sens, legislația practic, spunem așa, este prietenoasă familiei, dar totodată nu există obligativitatea partajării concediului. Și în acest sens, noi venim cu propunerea a 2 scenarii care ar trebui să fie analizate și care ar putea fi implementate. Ca de exemplu, transferul unei părți a concediului pentru al doilea părinte prin aplicarea unor scheme de plată mult mai atractive în cazul în care concediul nu se partajează. Sau, spre exemplu, obligativitatea transferului a 2 luni din concediu, a cel puțin 2 luni, până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului. Totuși, aici aș vrea să menționez că complementar la aceste măsuri ar trebui să dezvoltăm și servicii alternative de îngrijire, astfel încât toate măsurile pe care le propune, care vin în raport cu directiva, să fie fezabile și să fie în ajutorul părinților și copiilor. În același timp,
Aș vrea să mă refer la faptul că în directivă se stabilește necesitatea de a se oferi părinților posibilitatea de a beneficia de concediu pentru creștere a copilului în formule flexibile și această posibilitate în Republica Moldova există, inclusiv legislația prevede posibilitatea ca să fie combinat concediul de creștere cu revenirea la sarcinile de muncă a părinților. Aici aș menționa un model, modelul suedez, care cred că este unul dintre modele cele mai flexibile de partaja, de oferire a acestui concediu de îngrijire a copilului. În de asemenea, aș vrea să menționez că directiva prevede și alte prevederi referitoare la acordarea concediului pentru creșterea copiilor. Și anume, vorbim despre o perioadă de preaviz rezonabilă pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediu pentru creșterea copilului. În legislația națională nu se regăsește o astfel de prevedere. La fel, directiva stabilește condiționarea dreptului la concediu pentru creșterea copilului printr-o cerință privind perioada de muncă sau vechime de muncă de maxim un an. În cazul Republicii Moldova noi avem o astfel de prevedere în cazul plății indemnizației. Și o altă prevedere se referă la posibilitatea amânării de către angajator a acordării dreptului la concediu pentru creșterea copilului pe o perioadă rezonabilă. O astfel de prevedere în legislația națională noi nu avem, dar totuși includerea acestei prevederi trebuie să fie atent analizată, pentru că s-ar putea ca să aibă implicații asupra decizii părinților de a concepe și de a naște un copil. Și la fel este nevoie de a se asigura un dialog la nivelul unității dintre angajator și salariați, astfel încât să se găsească formula cea mai eficientă în cazul în care angajatorul are nevoie de salariat la locul de muncă pentru a realiza anumite sarcini. În raport cu concediul de creștere a copilului, directiva stabilește anumite prevederi, inclusiv la mărimea indemnizației. Și directiva menționează că mărimea acestea ar trebui să faciliteze creșterea concediului pentru creșterea copilului de către ambii părinți, fără a indica un plafon. Legislația națională actualmente prevede posibilitatea de a se achita indemnizația respectivă în două opțiuni. Totuși, putem să spunem că această indemnizație la moment nu este una atractivă și nu acoperă pe deplin necesitățile de creștere și educare a copiilor mici. Și de aceea, de exemplu, aici aș aduce unele exemple în care țările au încercat să stabilească mărimea indemnizației pentru concediu de creștere a copiilor în raport cu salariul mediu sau cu contribuțiile de asigurări sociale. În Estonia, spre exemplu, în anul 2019 s-au făcut anumite modificări la legislația muncii și sunt stabilite trei mecanisme de achitare, de calcul și de achitare a indemnizației lunare pentru creșterea copiilor. Spre exemplu, în cazul persoanelor care sunt angajate, vorbim despre raportarea acestei indemnizații la contribuțiile de asigurări sociale, iar în cazul în care nu se obține un venit impozabil, indemnizația se raportează la salariu minim la 1 ianuarie a anului trecut, da? A anului anterior nașterii copilului, iar dacă venitul mediu lunar este sub nivelul salariului minim, atunci indemnizația va fi egală cu salariul minim la 1 ianuarie anului în curs, în anul în care s-a născut copilul. Aceste mecanisme care sunt aplicate vin să asigure, da, un venit pentru familie în cazul în care are un copil, un nou născut. Un alt domeniu al directivei se referă la concediu de îngrijitor și acest concediu se oferă pentru îngrijirea și asistența unei rude sau unui membru a familiei, a gospodăriei, care are nevoie de asistență și de îngrijire din partea unei persoane. Și această durată, așa cum a menționat și domnul Sutic, acest concediu are o durată de 5 zile lucrătoare pe an,
care poate fi condiționat de prezentarea unor dovezi. Analiza legislației naționale atestă faptul că la moment noi avem un așa drept prevăzut în legislație și putem să spunem că există o conformitate dintre directiva Uniunii Europene și legislația națională. Un alt aspect al directivei sunt aranjamentele flexibile de muncă și astăzi foarte mult s-a discutat în discursurile antivorbitorilor despre necesitatea implementării unor aranjamente de muncă flexibile. Ceea ce vreau să menționez că directiva spune că beneficiarii normei respective sunt toți salariații care au copii de vârstă de cel puțin 8 ani și pentru salariații îngrijitori. În topul țărilor care au cele mai multe sau oferă o libertate mai mare și oferă posibilitate de a accesa astfel de programe flexibile sunt Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, dar acest clasament, acest top, vreau să vă spun că este realizat în anul 2015 în baza unui sondaj european al condițiilor de muncă. Și acest sondaj, vreau să vă spun că este unul destul de prezintă o serie de date, inclusiv și studiul generației și gen va veni cu anumite date care va reflecta asupra oportunităților salariaților din Republica Moldova de a beneficia de programe flexibile de muncă. La fel, directiva stabilește câteva aspecte cu referire la aranjamentele flexibile de muncă, printre care durata acestora care poate fi limitată într-un mod rezonabil, răspunsul angajatorilor la solicitările salariaților care trebuie să se ofere în termeni rezonabili. La fel, dreptul salariatului de a reveni la programul de muncă inițial înainte de a se finaliza acest program și, la fel, dreptul de a condiționa solicitările unor astfel de programe de perioade de muncă sau vechime în muncă de maximum 6 luni. Vreau să menționez că legislația națională în ultimii ani a fost amendată, astfel încât să se includă cât mai multe prevederi cu privire la programele flexibile, totuși ar trebui de revenit la aceste norme, inclusiv de a oferi posibilitatea de a reveni anticipat la programul de muncă înainte de expirarea termenului stabilit în contractul individual de muncă. În final, aș vrea să menționez că desigur că directiva vine și cu anumite norme de ceea ce privește protecția și o să mă refer la acestea în cele ce urmează, în propunerile pe care le avem pentru ajustarea cadrului normativ, dar ceea ce vreau să menționez că situația din Republica Moldova, care există acum pe piața forței de muncă, schimbările demografice care există, la care asistăm noi toți, necesită o nouă abordare a politicilor din Republica Moldova. Și modificările care urmează ar trebui să ia în calcul nevoile salariatului, dar și nevoile și angajatorilor. De aceea, asigurarea unui dialog social pe piața muncii pentru a implementa noi politici prietenoase familiei este necesar și este important de a-l asigura. În continuare, aș vrea să menționez câteva propuneri pe care le avem, pe care le înaintăm pentru dezvoltatorii de politici, dar nu numai, și m-aș referi în special la modificările care se necesită a fi operate în Codul Muncii al Republicii Moldova, și anume clarificarea prin definire a unor noțiuni, și anume vorbim despre noțiunea de îngrijitor și programe flexibile de muncă pentru a asigura compatibilitatea dintre legislația națională și prevederile directivei Uniunii Europene. La fel, reglementarea dreptului taților salariați la o indemnizație paternală, indiferent de durata stagiului de cotizare, iar în cazul în care aceștia nu confirmă stagiul de cotizare, necesar indemnizația să fie suportată din contul mijloacelor bugetului de stat. O altă recomandare ține de reglementarea obligativității transferului a unei părți din concediu pentru îngrijirea copilului către al doilea părinte și necesitatea instituirii unui mecanism eficient de monitorizare. La fel, se impune necesitatea completării codului pentru stabilirea cerințelor cu privire la procedura de depunere și conținutul cererii
pentru concediu de îngrijire a copilului și, la fel, revizuirea condițiilor de beneficiere a indemnizației pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în baza unui contract de prestări servicii. O altă recomandare ține de reglementarea prevederilor ce ține de aranjamentele flexibile de muncă, la fel introducerea tratamentului reglementarea interzicerii tratamentului nefavorabil al salariaților cu săptămână de muncă comprimată în raport cu cei cu săptămână întreagă de muncă, extinderea categoriilor de salariați protejați de concediere cu salariații aflați în concediu de paternitate, de îngrijirea unui membru de familie bolnav sau unui copil cu dizabilități, la fel, completarea cu norma privind asigurarea protecției contra discriminării a salariaților care solicită un concediu de îngrijire a copilului și, la fel, examinarea oportunității majorării vârstei copilului în cazul acordării concediului de îngrijire a copilului bolnav de la 10 la 12 ani. Și există anumite studii care arată de ce este nevoie de a extinde până la vârsta de 12 ani, ținând cont de necesitățile de a fi asistați acești copii. În ceea ce privește alte acte normative și venim cu propuneri pentru amendarea unor acte, cum ar fi legea 289 sau codul contravențional, propunem revizuirea normei cu privire la condiționarea dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului prin micșorarea stagiului de cotizare de la 3 ani la 1 an, așa cum prevede și directiva. Revizuirea prevederii cu privire la cuantum indemnizației pentru creșterea copilului prin raportare la minimum de existență. Și iarăși aici, în cazul dat, ar fi nevoie de o compensare inclusiv din fondurile, din contul bugetului de stat. Și completarea normei cu privire la sancționarea angajatorului în caz de refuz a suspendării raportului de muncă pentru salariații care solicită astfel de concedii. O intervenție la codul contravențional. De asemenea, complementar la aceste propuneri, considerăm necesar și imperios de a fi dezvoltat un sistem de servicii de îngrijire a copiilor și la fel suportul și încurajarea, poate subvenționarea angajatorilor pentru a institui servicii alternative de îngrijire la locul de muncă, la fel o recomandare ține de reglementarea activității bonelor, pentru că în Republica Moldova activitatea dată nu este reglementată, pentru a asigura o protecție atât a copiilor, cât și inclusiv o protecție a persoanelor care sunt angajate cu un astfel de activități. La fel, spuneam și anterior că este nevoie de a spori dialogul social cu partenerii în vederea consultării, negocierii, intervențiilor pentru echilibrarea vieții de familie și cu cea profesională. Dar cred că una dintre recomandările care nu este stipulată aici și rezultă din discuțiile anterioare este să creăm o nouă cultură, o nouă cultură organizațională, o nouă cultură la nivel de societate prin combaterea stereotipurilor care există în raport cu distribuirea sarcinilor de îngrijire și de creștere a copiilor. Iar ceea ce ne dorim noi cel mai mult este ca toate familiile în care cresc copiii să fie fericite, în care copiii au sau se bucură de atenția și grija și a mamei și a tatălui, ori studiile care sunt desfășurate la nivel internațional arată că cu cât se implică mai mult ambii părinți în creșterea copiilor, cu atât vorbim despre o reușită școlară și ulterior în viață a copiilor și o dezvoltare armonioasă a personalității acestora. Eu vă mulțumesc foarte mult și sperăm foarte mult ca în următoarea perioadă să asistăm la o schimbare și la o regândire a politicilor familiale din Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult! Doamna Ciretnei, vă mulțumesc foarte mult! Vă felicit pentru acest studiu și având în vedere că acest eveniment important este transmis în direct și ne aud de mult public, vreau să menționez că a fost efectuat un lucru enorm, unde fiecare recomandare și fiecare stipulare are în spate foarte multe calcule, foarte mulți parametri luați în considerație. Și acest lucru a fost efectuat în comun și cu ajutorul partenerilor noștri externi. Deci vă mulțumesc tuturor pentru această implicare și cooperare. În acest moment, pentru a face o tranziție către partea a doua a întâlnirii noastre,
Vă rugăm pe cei prezenți din partea Parlamentului, sindicatelor, companiilor private, să își exprime punctul de vedere, să ne dea un feedback pentru a vedea pașii următori și a face, a formula concluzii finale. Deci, cine ar putea să spargă gheața? Bună ziua! Mie îmi spune Vladislav Kaminski, reprezint Confederația Națională a Patronatului, unul din partenerii sociale a Guvernului, care țin de subiectele de muncă, asigurare socială și multe alte subiecte. Mi-a părut foarte bine, îmi pare bine să fiu prezent aici, mai ales am fost cu ochi și urechi la acele propuneri care au fost înaintate chiar aici de modificarea cadrului legal care ține de concediu paternal, de asigurarea socială pentru persoanele care îngrijesc copiii. Mă unii pare că este o abordare corectă și la rândul meu, cândva am fost implicat în același exercițiu, dar cu Convenția 156, Organizația Internațională a Muncii, noi și atunci am identificat foarte multe similarități în convenția respectivă și am implicat și am modificat și legislația ulterior pentru a face o mai bună concordanță. Deși nu am ratificat-o, dar indiferent, prevederile acestei convenții se conțin, așa cum aș confirma doamna Ucirietnă în prezentare, deoarece cât directivă, atât și convenția sunt cam similare. În ceea ce privește propunerile care au fost înaintate aici, unele din ele, într-adevăr, sunt justificate, unele garanții care urmează a fi implementate, cred că noi le vom susține, dar mie mi se pare că unele subiecte deja se conțin, că din ceea ce cunosc eu din legislație, persoana în perioada în care este în îngrijire a copiilor, depinde ce s-a ales, ea poate ori câte ori să iasă la serviciu în program de plin sau să se întoarcă înapoi, ori de câte ori este dorit dumneaei. Nu avem nicio restricție în acest caz. Mi-a părut foarte interesant exercițiul de transfer a unei jumătăți către celălalt membru a cuplului. Interesant, prima întrebare care mi-a apărut, da, baza de calcul pentru indemnizația, a cui se ia? Celul care a primit primul sau cel care a ieșit a doilea? Oricum se alternează, deci sunt niște subiecte la care urmează să se discute. Foarte mult mi-a plăcut preavizarea din partea lucrătorului. Lucruri de aici încă nu am auzit. Nu sunt în legislația noastră a Moldovei, din când angajatul preavizează angajatorul. Ceva nou pentru noi o să fie subiect, tot este un lucru salutabil. Ca și angajatorul să fie cu cunoștință de cauză, că se întâmplă niște activități, să aibă timp să se pregătească și să reformeze programul său de activitate pentru a nu perturba activitatea întreprinderii. Da, sunt de acord că indemnizația care este chitată pentru îngrijirea copilului nu este una atractivă. Ne dorim și noi mai mult, în deosebire situația demografică și situația cu forța de muncă Republica Moldova este una care lasă de dorit. Toți angajatorii și membrii Confederației cu care discut, toți menționează subiectul că noi nu avem persoane care se muncească, adică nu sunt de ajuns, nu că nu-i avem. Și angajatorii noștri pentru a crește au nevoie de forță de muncă. Și credem noi că asemenea mecanisme ar contribui la situația demografică din Republica Moldova și într-un anumit viitor va aduce acele roade pe care noi ne le dorim. Mersi mult! Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să își expună opinia?
ministru. Da, vă mulțumesc. În primul rând, mulțumiri pentru doamna Oceretni pentru această analiză și eu sper că ea va ajunge foarte rapid la minister, pentru ca noi să o traducem în limbajul proiectelor de modificare a legilor și a hotărârilor de guvern. Pentru că, până la urmă, acesta este scopul și, așa cum am spus la începutul acestei conferințe, important este ca noi să ne mișcăm rapid și să implementăm aceste modificări pe care le-ați identificat dumneavoastră. Eu știu că dumneavoastră ați fost și știți cum funcționează lucrurile în minister. Noi acum recreăm echipele la minister și o să încercăm să ne mișcăm foarte rapid. De aceea eu vă invit să ne transmiteți acest material, pentru că este un bun punct de pornire. Noi deja am început pe multe dintre aceste subiecte lucrul în echipe și pe unele dintre ele sunt deja incluse în programul de acțiune al Guvernului, dar am observat și lucruri noi care nu sunt în programul de acțiune al Guvernului și noi putem să le analizăm, să vedem cât de repede putem să le implementăm. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Este o intervenție. Bună ziua. Mulțumim mult pentru prezentare, doamne Anastasie. Bună ziua tuturor celor prezenți. Eu mă numesc Sergiu Guzun, sunt directorul companiei Panelino. Suntem din domeniul real. Au fost discutate lucruri foarte bune pus la punct, dar... Deci, o părere a business-ului, cred că cei care sunt din domeniul real, din business, astăzi noi suntem gata să facem, să avem aportul propriu. Deci, majoritatea recomandărilor țin de partea financiară, care în Republica Moldova, din anumite, din vari motive, deci durează, să spunem așa, durează de a lua, de a schimba politica fiscală sau de a... acorda mai mari indemnizații și mai departe. Cred că astăzi majoritatea antreprenorilor din Republica Moldova sunt gata să investească în bunăstarea și confortul psihologic a angajaților. Eu personal sunt tată în concediu de paternitate și cunosc lucrurile din interior, adică soția mea fiind deja cu copilul mai mare, tot în concediu de maternitate, deci în 2 ani calificarea soției în domeniu a avut de suferit. Și problema de bază în municipiul Chișinău, cred că este politica de creșă. Domnul ministru a menționat doar că, prea rău, chiar și sistemul electronic, chiar și cunoștințele, prietenii care avem în domeniu, e foarte, foarte greu să faci un pas în domeniul ăsta. Mai mult ca atât, noi am discutat și cu reprezentanții UNFPDA, referitor la posibilitatea de a amenaja o creșă în interiorul companiei, din contru companiei, dar iarăși venim la protecția socială și la pregătirea cadrelor din domeniu. Mă refer aici cumva să faceți niște facilități pentru deci mai puțină birocrație în domeniu de a amenaja o creșă, de a angaja o bonă, de a o legaliza cumva, știți, în domeniul ăsta, ca să fie și angajații siguri și mamele liniștite să poată facă dulciuri gustoase, inofensive. Tații să poată să-și facă job-ul cum trebuie și mai departe. Noi avem experiență la companie, chiar avem mama 3 copii, tripleți, deci noi am fost nevoiți, spunem așa, să întrerupim, să facem un program flexibil, să întrerupim concediul de maternitate. E un disconfort, adică noi vorbim că omul se încadrează foarte greu în serviciu, revine psihologic, deci mama se gândește la copii în timpul muncii, indiferent că e contabil sau cofetar sau că este director. De asta e important când copilul este alături sau când ai siguranța că creșa funcționează bine și ai profesioniști care au grijă de copiii tăi, fiindcă, iarăși din experiența noastră, majoritatea familiilor sunt cu un părinte și este imposibil ca unul din părinți să fie, să avem parteneriatul ăsta și egalitatea între genuri. Și atunci când tatăl este plecat peste hotare și mama e acasă și bunica nu este în țară, că este îngrijitoare în Italia sau în altă parte, e o problemă. Doi la mână, noi am încercat să facem un dialog între angajat
și angajator. Situația în compania Panelino și cred că majoritatea fabricilor din producție din Chișinău este că angajații sunt din mediul rural, deci 60-70% sunt oameni de la țară. Și atunci, iarăși, creșa la locul de muncă, la locul de trai, este o problemă pentru persoană și intervenția. Dacă ceva în casă, se întâmplă ceva cu copilul, e foarte nevoioasă. Vă dați seama că eu trebuie să deplasez la 50 de kilometri ca să-și să intervină cumva sau să ia copilul în caz de... S-ar putea, doar dacă nu este posibilitate de a face în cadrul companiei, în sectorul unde activează omul. Adică dacă eu activez în Ciocană, da, în sectorul Ciocană, da, am domiciliu în Buicani, să pot să-mi lăs copilul în sectorul unde activez, fiindcă acolo eu pot interacționa. Și eu cred că lucrurile astea se fac cu ajutorul parlamentarilor noștri, neimplicând nimic financiar și neimplicând nimic, nici un suport foarte mare, adică e o chestie de organizare, o chestie simplă, după părerea mea. Doar să fie voință din partea patronatelor ca să promovăm astfel de politici, să fie dorință din partea Ministerului ca să cumva, aici cred că și Ministerul Învățământului trebuie să fie implicat, adică mai mult un grup de lucru. Și pot să vorbesc mult pe tema dată, încă o propunere posibil de a introduce în politica fiscală neachitarea impozitelor persoanelor care revin mai devreme, că e vorba de, nu sunt sume așa atât de mari pentru o persoană, un angajat simplu, dar compensarea sau subvenționarea impozitelor pentru un angajat din domeniul real, eu cred că asta e un motiv ca să se întoarcă la lucruri mai repede, fiindcă din discuțiile cu doamnele care sunt în concediu, majoritatea nu vor să întoarcă la lucru, fiindcă undeva sunt și într-o zonă de confort, să spunem așa. Dar atracția asta ar putea să-și angajeze și o bonă în privat, să-și ia o soră care se poate să aibă grijă. Și ultima propunere, asta e poate așa mai sensibil, fiindcă noi avem peste 30 de oameni în concediu de maternitate, specialiști tineri, 25-35 de ani, și din studiile și realitatea care este, femeile după 3 ani sau 5 ani de maternitate nu mai revin la serviciu, ori își schimbă locul, profesia și asta, ceea ce nu este bine pentru economie, ori pleacă peste hotare. Asta e 85%, 90% când femeile pleacă peste hotare. După 3 ani, trăind acasă și având o indemnizație care nu corespunde realității, respectiv ea preferă să plece pentru binele copilului și a familiei, să plece peste hotare, să migreze. Atunci când noi, ca părinți, avem siguranța copiilor, că ei sunt acasă sau la creșă, sau și femeia este în activitate de zi cu zi, atunci nu apar așa gânduri de a pleca, de a migra, este încadrată în lucru, activitatea zi de zi psihologică, benefică pentru femeie, fiindcă ea este mai puțin stresată cu îngrijirea copilului, mai puțin stresată și situația în familie, când tatăl și mama cumva sunt la serviciu, adică 5, 6, 8 ore. Și într-un final, cred că studiul și prezentă adunare, sper eu, că o să avem schimbări majore în domeniu. Și foarte mult îmi doresc ca să avem o agendă concretă în următoarea perioadă de timp, având un guvern stabil și având majoritate parlamentară, să avem schimbări și să avem, într-adevăr, să vedem că lucrurile merg spre bine. Pentru binele familiei, pentru stabilitatea economică care vrem, adică toți noi ne dorim să muncim în Republica Moldova, noi ne dorim ca să creștem copiii noștri aici și ca să avem o stabilitate. Fiindcă la nivel mondial, știi ce se întâmplă în Moldova cu
alte probleme legate de COVID și situația energetică, eu cred că atunci când mama și tata sunt liniștiți și copiii sunt mai sănătoși. Mulțumesc și scuzați dacă ceva nu, cineva am supărat, dar realitatea asta e. Vă mulțumim mult pentru deschidere și pentru expunerea în detaliu a punctului de vedere a anumitor recomandări date și din partea, din viziunea companiilor private. Da, domnul Bielă, e aici, dacă e posibil. Da, da. Bună ziua, da. Sunt Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Vreau să felicit autoarea studiului pentru o analiză atât de comprehensivă și pentru recomandările atât de specifice pentru a echilibra viața profesională cu cea de familie. Vreau să vă zic că, într-adevăr, piața muncii este unul dintre domeniile în care registrează cele mai multe inegalități. Noi, la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, mai mult de 10 ani, aplicăm un instrument care măsoară nivelul egalității de gen în Republica Moldova. Piața muncii este punctată în 2021 la 59. Este un punctaj cu un procent mai mic față de anul trecut și cu 5% mai mic față de 2009. Asta înseamnă că toate politicile sau măsurile întreprinse pe piața muncii în ultimii ani au eșuat sau nu au avut impactul scontat pe care și l-au dorit. De aici noi ar trebui urgent să vedem ce facem, ca în continuare să nu avem 35% doar de femei, din numărul total de femei, care au cel puțin un copil cu vârsta de 0-6 ani să fie încadrate pe piața muncii. Să știți că diferența dintre femeile care au copii și cele care nu au copii și sunt încadrate pe piața muncii este o diferență de 25% de puncte procentuale. Una din patru femei declară, conform cercetărilor noastre, că de fapt, o pătrime din populație crede că femeile în general ar trebui să renunțe la activitatea profesională și să stea acasă, să crească copii și să îngrijească de membrii familiei și să-și asume treburile casnice. Și în secolul 21 mi se pare asta destul de alarmant, cifrele astea. Iar 6 din 10 femei spun că întâmpină dificultăți foarte mari de a-și exercita responsabilitățile la locul de muncă și de a combina cu cele din viața privată. Și nu în ultimul rând, când tot vorbim despre extinderea serviciilor de creștere sau accesul la anumite servicii de educație temporie, în Republica Moldova în 2020 doar 25% a copiilor cu vârsta de 0-2 ani au fost încadrați în sistemul educațional timpuriu. Și mie mi se pare asta la fel, arată că noi mai avem mult de muncit pe acest segment. Într-adevăr, cea mai bună formulă de a face progrese în Republica Moldova s-a demonstrat că este cea de cooperare dintre autoritățile publice, partenerii de dezvoltare și societatea civilă. Am să fiu sinceră și cred că fiecare din voi, cei care sunteți prezenți aici, o să recunoască că societatea civilă împreună cu partenerii de dezvoltare au avut o stabilitate fructuoasă de a coopera în ultimii ani, iar ceea ce nu s-a reușit să facem anumite progrese este instabilitatea politică. Evenimentul de astăzi în care am ajuns să discutăm reconcilierea vieții de familie cu cea profesională ne demonstrează că avem și acea deschidere din partea autorităților publice de a avea progrese. Și pentru că partenerii de dezvoltare întotdeauna au fost alături de a face progrese sau de a oferi suport celor care au expertiză în Republica Moldova și de a oferi suport autorităților, vreau să vă spun că UNFPA, continuând eforturile depuse de către autoare în analiza acestui studiu și prezentarea acestui studiu, și-a propus ca să dezvolte acele propuneri despre care vorbea doamna Anastasia în politici fezabile sau în recomandări specifice la legislație. Aici vorbim despre dezvoltarea a 4 soluții sau a 4 documente cu propuneri la politici publice, care vizează 4 dimensiuni, sau mai bine zis 4 domenii. Primul domeniu este cel de tranziție din concediu de îngrijire a copilului pe piața muncii. Și aici vorbim și despre acel aspect care menționa mediul privat, este de a susține femeile în concediu de îngrijire a copilului care își doresc sau își schimbă activitatea, este să aibă și o anumită calificare profesională, sau cel mai bine spus, un alt accent acestei dimensiuni este de a susține femeile neasigurate și anume tinerile NEET cu vârsta dintre 15-29 de ani, care nu sunt încadrate nici în sistemul educațional și nici pe piața muncii,
iar una dintre bariere fiind anume responsabilitățile casnice și creșterea și îngrijirea copiilor. A doua dimensiune este cea de reforma conceptului de îngrijire a copilului, în așa fel în care nu doar să motivăm tații ca să, ca să beneficieze și să-și iau parte din concediu, și nu vorbim doar despre concediu de paternal, dar vorbim despre acea reformă a concediului de îngrijire a copilului în care fiecare familie, în primul rând, să poată avea numărul de copii pe care și-l dorește. Într-al doilea rând, să aibă flexibilitate maximă de a împărți acest concediu de îngrijire cu partenerul sau partenera de viață. Și nu în ultimul rând, acest lucru să fie fără mare birocrație și fără prea multe cerințe, da? Pentru a fi îndeplinit. A treia dimensiune este cel de flexibilizare a programului de lucru și, într-adevăr, este o necesitate și nu doar din punct de vedere a susținere familiilor cu copii mici, dar și din punct de vedere a incluziunii, adică de a încadra pe piața muncii și a unor grupuri vulnerabile. Și ultima dimensiune este cea de a extinde serviciile de îngrijire a copilului, îndeosebi cele de servicii individuale, de care spunea și doamna Anastasia, pentru că astăzi, deși avem persoane care prestează servicii de îngrijire individuală a copiilor, ele lucrează la negru, neavând nici beneficii, nici protecție socială și cel mai important este că nici familiile care beneficiază de astfel de servicii nu au o siguranță că copilul este în plină, în plină, cum zic, siguranță atunci când îl lasă cu persoana care prestează servicii. Aici ne propunem să, sau de fapt suntem pe ultima sută de metri, ne propunem să dezvoltăm serviciul One Stop Shop, care înseamnă că într-o singură clădire, într-o singură instituție, o persoană care prestează astfel de servicii poate primi calificare profesională, poate fi înregistrată oficial ca prestatoare de astfel de servicii și nu în ultimul rând poate trece și anumite cerințe medicale, iar acelea și conectarea cu persoanele care vor să beneficieze de aceste servicii și aceste servicii să fie în siguranță și să fie oficiale, cum să zicem. La fel aici ne propunem să dezvoltăm anumite criterii sau acel pachet care reglementează care ar fi cerințele, criteriile acelor care vor să presteze o astfel de muncă, adică să presteze servicii de îngrijire individuală a copiilor. Pentru că asta a demonstrat și studiul doamnei Anastasia sau ceea ce a prezentat doamna Anastasia și practica internațională, că orice stat care își dorește să dezvolte capitalul uman, să pună accent pe diversitatea umană, dar și să susțină familiile cu copii mici, ar trebui să țină cont de trei piloni de bază. Primul este reforma concediului de îngrijire a copilului, doi sunt servicii diverse de îngrijire a copilului, aici vorbim și cu prezumția că cele de stat sunt în primul și în primul rând dezvoltate și extinse, și trei este flexibilizarea la locul de muncă. Doar anume, bazându-se pe aceste trei peloni, putem diminua inegalitățile de gen pe piața muncii și sper că acest eveniment doar este un prim pas spre un dialog comun, tripartit, dintre autorități, parteneri de dezvoltare fără suportul căror nu am putea face toate analizele și să mă dau acum mare și tare cu toate cifrele aici ca să vă conving cât de necesar, cât de urgent, hai să zic așa, pentru că pandemia doar a acutizat inegalitățile de gen pe dimensiune de reconciliare a vieții de familie cu cea profesională. Și sper că noi în curând, până la sfârșitul anului, vom avea cele mai frumoase rezultate și anume înregistrarea unor proiecte de legi cu modificări specifice pe toate acele subiecte pe care noi le-am discutat astăzi. Felicitări pentru eveniment și vreau să felicit și mediul privat, pentru că foarte rar întâlnesc angajatorii care să înțeleagă nevoile specifice a angajaților și eu cred că asta este cea mai bună abordare atunci când spunem că vrem locuri de muncă prietenoase pentru o familie cu copii. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim mult, domnule Andrunache, da, domnule ministru. Mulțumesc pentru contribuții și din partea mediului de afaceri și din partea experților. În Moldova, anual, se nasc în jur de 37.000 de copii. 38.000 de copii, cam așa, 37-38.000 de copii. Copiii între vârstele de 0, 1, 2 și, haideți, și 3 ani sunt în jur de 130-140.000 de copii. Deci noi trebuie să avem, pe lângă aceste studii, din punctul meu de vedere, trebuie să avem și o analiză privind soluțiile pe care noi le acordăm pentru îngrijirea acestor copii. Deci sunt 130-140.000 de copii. Vedem, dintre ei, câți au acces în creșă,
care e capacitatea statului de a-i primi în creștere. De asta ați spus 25%, să zicem, da? Adică nu știu exact datele. Eu mă gândesc cum noi am putea să facem o analiză. Câți dintre ei ar putea fi îngrijiți la angajator, dacă s-ar dezvolta prin subvenționare și așa mai departe. Considerând că astăzi, în Republica Moldova, chiar mă uitam pe date, o treime din toți salariații din Republica Moldova sunt în companii care angajează până la 20 de salariați. Aceste companii nu își vor permite să instituie astfel de servicii. Deci vorbim probabil de companii mai mari de 20 de salariați, poate mai mari chiar de 80 de salariați. Și acolo este o anumită pondere din totalul salariaților. Da? Dacă e să mă uit repede, salariați în companiile care angajează mai mult de 80 de salariați sunt cam jumătate din totalul salariaților. Deci, să zicem, jumătate din copii ar fi maximum cât pot fi acoperiți de angajatori. De asemenea, o altă soluție care se discută și cu care eu sunt foarte de acord este profesionalizarea serviciilor de bonă. Noi suntem Ministerul Muncii și Protecției Sociale, nu numai ai protecției sociale, iar bona este o formă de muncă. Și noi trebuie să profesionalizăm această formă de muncă, să avem standarde, să avem calificări, să recunoașteri și de asemenea o formă legală prin care să se poată presta aceste servicii. Fie că e vorba de întreprinderi sau de patent, să vedem. Și asta este important, noi trebuie să reglementăm și iarăși să înțelegem cât de mult și în ce medii noi putem să acoperim, cât de mulți copii putem să acoperim prin aceste servicii. Deci eu cred că noi trebuie să avem la nivel de guvern o abordare complexă în care toate aceste componente să le pliem pe potențialul de acoperire a copiilor. Și în momentul în care noi o să extindem potențialul de acoperire a copiilor cu îngrijire, vom reuși să scoatem de pe umerii părinților, după primul an, bineînțeles că primul an este așa, să scoatem de pe umerii părinților obligația, practic, obligație socială de a îngriji copiii. Și atunci vom putea să intervenim asupra reglementării concediului de îngrijire a copiilor fără mare presiune. Pentru că noi putem și acum să intervenim, să limităm, dar va fi foarte mare presiune, vor fi mulți nemulțumiți. De aceea noi trebuie să pregătim terenul, să extindem. Ce spuneți? Și probabil va eșua. Dar noi trebuie să extindem aceste servicii. Eu aș fi preferat ca la această întâlnire să fie prezent cel puțin reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și Ministerul Economiei, pentru că aceste sunt două ministere care trebuie să participe la aceste discuții. Noi o să reluăm discuția cu Ministerul Educației, cel puțin pentru a vedea ce se întâmplă cu creșele, cu bugetele pentru creșe, unde ele sunt și așa mai departe, pentru că vă spun absolut sincer, nu știu în acest moment gradul de acoperire cu creșele. Iar cu Ministerul Economiei va trebui să discutăm despre aceste subvenții pe care și facilități fiscale pe care le cer angajatorii. Eu nu sunt a priori împotriva facilităților pentru angajatori, dar noi, Republica Moldova, nu avem capacitate, din păcate, să controlăm că aceste subvenții sau, nu mă refer la compania dumneavoastră, subvenții, eu știu, înțeleg, dar subvențiile merg la angajatori. Exact asta am vrut să zic. Noi nu avem, din păcate, capacitatea să verificăm că aceste facilități fiscale sunt, până la urmă, oferite angajaților și nu beneficiază de ele angajatorii, dacă înțelegeți bine la ce mă refer. Da. Deci noi, în momentul în care vom putea să fim siguri că aceste facilități ajung la salariați și nu sunt captate de angajatori, atunci vom putea să discutăm, și iarăși nu mă refer la o companie concretă, ci la niște mecanisme de a ne asigura că asta funcționează. Iarăși, au fost foarte multe idei, noi vom dezvolta această abordare complexă, iată este și doamna Crețu de la Serviciul Demografiei. Nu participă toate direcțiile noastre de la Minister la această ședință, dar împreună cu alte direcții, politici ocupaționale, drepturile copiilor, vom dezvolta și această viziune de ansamblu la care m-am referit și vom implementa măsurile ca să vedem cât de eficiente sunt ele. Mersi. Da, vă mulțumesc, domnule ministru. Având în vedere că ne-am apropiat de finalul evenimentului, câteva note. Da, dacă și eu pot să intervin? Da. Okay. Bună ziua, Marina Morozova. Sunt deputată fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate. Sunt mamă
a unui copil de 3 luni și are vârsta acestei legislaturi, așa că eu sunt sigură că noi împreună cu colegii noștri vom aduce un aport important în modificarea legislației ce ține de punctele care le-am discutat astăzi și totodată înțeleg prin prisma personală cât e de important ca implementarea politicilor prietenoase familiilor, cât și flexibilizarea muncii să fie implementată aici, acasă. De aceea suntem deschiși pentru cooperare și vă mulțumim foarte mult pentru studiu și pentru propunerile care au fost vociferate. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și în concluzie mulțumesc tuturor participanților pentru care au contribuit la materializarea acestui eveniment. Evident că noi avem nevoie de o schimbare de paradigmă a culturii organizaționale, a percepțiilor sociale. Dorim și, după cum și a fost promis anterior, să facem viața oamenilor mai bună. Este unul din mecanismele importante pentru a o realiza în pofida tuturor crizelor existente și care se derulează în prezent. Dar totuși nu va fi cronicizată această reformă și se va resimți rezultatul cu găsirea tuturor punctelor de echilibru necesare. Vă mulțumesc mult și vă invit să vizualizăm expoziția tematică de astăzi. Vă mulțumesc!